E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mulțoare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lume a inocenței, păstrați-o orice-ar fi. Ce bine că am venit astăzi la poveste! Astăzi, la povestea noastră, o să vorbim despre povești. Una din povești mi-a spus-o vântul. Da, păi voi nu știați că vântul spune povești? Nu știați? Păi înseamnă că... Vreau să aud și eu. Ce poveste spunea vântul? Spune-mi și mie, te rog frumos. Păi uite că m-ai întrerupt și eu întrebam copiii dacă vor să știe o poveste pe care mi-a spus-o vântul. Păi nu știe nimeni că vântul spune povești. Înseamnă că nici astă primăvară și nici astă toamnă nu i-ați ascultat poveștile și nu i-ați ascultat șușotelile din fâniață ori din frunzișuri. Sau poate că nu l-ați înțeles. V-ați gândit că vântul vine, pleacă, așa, hai hui, jucându-se de-a prinselea. Mare meșter povestitor e vântul. M-a învățat pe mine bunicul să-i ascult șoapta și să și înțeleg ce șoptește. Și ce spunea vântul? Ce spunea? Hai, povestește! Păi vântul mi-a spus că vine de departe, de peste mări și de peste țări. Și câte n-a văzut el pe unde a colindat. Că drumurile îi sunt lungi și nu de puține ori ocolite. Ce frumos că se plimbă peste tot! Și ce mai spunea vântul? Vrei să știi? Da, vreau să știu! Vreau să știu! S-a oprit o leacă într-o pădure și a luat aminte la ce spun tufanii și copacii. E atunci când își clatină frunțile. A plecat el după aceea asupra câmpiei, unde a șușotit culanurile. Zăbovind el asupra câmpiei, a ascultat tot ce vorbeau grânele, roadele bogate ale câmpiilor, iar toamna pe cele ale porumbului. Apoi se odihnește și el, că de aceea cel care umblă mult ostenește și avea nevoie și el puțin de odihnă. Ha, și ce mai făcut el? Unde s-a plimbat? Păi s-a dus și într-o livadă. Acolo a tras un pui de somn, sorbind aroma unui piersici sau a unui măr. Nu mai știu. Pornesc din nou și urcă până sus pe crestele cele mai înalte ale munților. Apoi coboară vântul în vale și vede văile și din izvor în pârâu și se duce mai departe pe râuri până la mare care era încrețită de valuri cu coame înspumate. Și vântul s-a urcat cu un susur cu mine și îl port și încânt. Uite așa, azi
uite așa, mâine și colea, pretutindeni și nicăiere. Ba, un alint, ba, o toină, numai să stați și să-l ascultați. Ha, ce frumos! Cum se plimbă el, se duce în excursie peste tot. Da, ce frumos, ce frumos! E, astăzi dimineață, așa cum am vorbit noi azi dimineață, era și vântul pe acolo. Și dacă n-ar fi fost mai posomorât și mai îngândurat, atunci îl mai găsea și astâmpărul, dar el nu și-l găsea și de aceea el se tot plimba pe acolo și se gândea că trebuie să se agite el peste tot. Păi de acum gata, mi-a trimis vorbă din locașul lui de miază noapte și fratele meu cel mai mare, așa spunea vântul, Crivățul, s-a gândit să vină el în locul vântului. Și-a tocmit telegarii și-a încordat trâmbițele și și-a bătut topele. Și el are să domnească peste iarnă, fratele vântului, acela care se numea Crivățul. Da... Și Crivățul nu venea din excursie? El e mai rău? El nu vrea să ne povestească nimic? Ei, na! Păi, s-a gândit el să domnească în locul vântului. Păi, s-a gândit că trebuie să învălmășească toate omăturile ridicând nămeți și troiene. Da, și după o vreme are să ostenească el. Atunci putem ieși afară și putem să ne dăm cu săniuța. Și uite așa, a trecut și vântul și a trecut și toamna, a venit Crivățul și are și el nevoie de odihnă și uite așa, e frumos și iarna. Da, zi, vreau să mă duc și eu să văd cum ne dăm cu săniuța. După ce pleacă Crivățul, că nu-mi place de el. Ia zi, vedem noi. Ce mai faceți voi, copii? Ne vedem la o poveste. Când? Imediat. Ne vedem la poveste. Pa! V-ați pregătit? Astăzi o să vă spun o poveste frumoasă. Se numește Pic Pic și Pica Pica. A scris-o Liliana Trăsnea. Vreau să vă spun că ieri stăteam în fotoliul meu și priveam eu afară cerul care începuse să fie negru ca vârful creionului. Când deodată în geam răsuna un ciocanit. Pic, pic, pica, pica. Mă uit, mă apropii de geam, gândind că nu l-am închis bine. Și ce să vedeți, pe sticla ferestrei stăteau două picături de ploaie, cum nu mai văzusem niciodată. Erau câte o lună și mă priveau cu ochi mici, 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 mici și strălucitori. Deschide-ne, iute, să-ți dăm veste bună, strigară ele. Am deschis fereastra și picăturile săriră pe mâna mea. Un băiețel și o fetiță, mici cât un degetar și lucioși ca sticla. Mă numesc Pic Pic, spuse băiatul, înclinându-se. Iar eu, Pica Pica, eu sunt sora lui, adăugă fetița. Și am venit să te înveselim cu o poveste. Voi știți să spuneți povești pentru copii? I-am întrebat. Desigur, o poveste adevărată despre Pic Pic și Pica Pica, adică despre noi. Și iată
ce mi-au povestit. Noi, picurii și picăturile de ploaie, suntem atât de mulți încât nimeni nu ne-a putut număra vreodată. Locuința noastră e sus în împărăția norilor, unde ne jucăm cu vântul. Oamenii se uită pe cer și spun: uite, se aleargă noria ploaie. Și de acolo de sus noi vedem ce e pe pământ. Cum arată o floare, cum arată un pom, un spic de grâu și într-o bună zi, când întâlnim un curent de aer rece, coborâm pe pământ. La început câteva și la urmă pornim cu toate. Ajunse pe pământ, fiecare se apucă de treabă. Unele udă o floare a soarelui, altele poposesc pe acoperișuri și le spală de praf, altele merg în pământ și fac să crească izvoarele care n-au putere să țâșnească, iar altele cresc apele din râul ce învârte roțile turbine de la hidrocentrală. Mai întâmplă ca unele dintre picături să cadă pe un foc sau să fie înghițite de vreo vrăbiuță însetată. Și cât bine fac semănăturilor de pe câmp și florilor din grădină și râurilor de munte, ba chiar și orașelor prăfuite și arse de soarele verii. Iată câtă treabă fac pic-pic și pica-pica, stropii lucitori de ploaie. De bucurie că am auzit o poveste așa de interesantă, am vrut să-i sărut. Da, ce să vedeți? Pe mâna mea nu erau decât două urme mici de apă. Pic-pic și pica-pica nu erau nicăieri. Iar pe geamul ud de ploaie a început să joace o rază de soare. Trecuse, deci, ploaia. Și cei doi musafiri or fi fost numai o părere. Mi se pare că și de data asta m-a păcălit fotoliul meu năzdrăvan, în care m-am gândit cât a plouat, cât de mult ajută stropii de ploaie pe pământ. Voi, copii, vă uitați la stropii de ploaie când apar din nori și ajung pe pământ? Ce credeți? Ce fac ei? Fac bine când ajung pe pământ? Ei vin să se joace aici, pe pământul nostru. Da, dar noi nu vrem să ne jucăm cu ei. Câteodată vrem, când mergem cu cizmulițele, acolo în băltoaca de plină de stropi, de ploaie și ne jucăm în băltuță. Voi v-ați juca vreodată în băltuță? Ne vedem data viitoare la o altă poveste! Pa, pa! Dragi copilași, voi ați înțeles toate cuvintele pe care mi le-a spus vântul? Pentru că iepurașul supărăcios nu prea a înțeles toate cuvintele. Normal că n-am înțeles. Eu n-am înțeles acolo multe cuvinte. Vântul vine din excursie din toată lumea, dar nu știe să explice și să vorbească pe înțelesul meu. Eu nu știu toate cuvintele. Care din ele? Păi a spus că s-a tocmit. Cum s-a tocmit? Păi s-a tocmit, a negociat. Păi a vorbit cu cineva ca să-i facă ceva. Ai înțeles? Păi nu prea am înțeles. Da, hai să zicem că am înțeles ceva cu negociat. Da, te legari.
Telegari. Ce înseamnă telegari? Că aia chiar n-am auzit de telegari. Păi telegari. Telegari este un cal tânăr și voinic, care se pune la trăsură să poată să tragă bine trăsura. Că el fiind mai tânăr și mai voinic, este mai zdravăn. Da, omăt, ce este omăt? Păi, nu știu ce este omăt. Păi când tu vrei să mergi cu Săniuța, pe unde te dai tu cu Săniuța? Pe pământ? Nu, eu mă dau pe zăpadă. Păi aceea este omătul. Zăpada este omăt. Dar și nămeți? Ce aia, nămeți? Că n-am auzit de nămeți. Ei, n-ai auzit de nămeți. Păi nămeți este o grămadă mare de zăpadă. Da, mai zicea ceva de învălmășeală. Ce învălmășeală? Păi ce, noi știm ce înseamnă învălmășeală? Ei, na, cum să nu știi ce înseamnă învălmășeală? Păi este o îngrămădire de lucruri dezordonată. Vântul așa știe să facă, totul dezordonat. Da. Acum parcă am mai înțeles și eu. Da, vântul ăsta trebuie să fie foarte deștept. Dacă el s-a gândit să circule în toată lumea, să vină la noi. Dar totuși nu înțeleg de ce circule numai primăvara și toamna, iar iarna îl lasă pe frățiorul lui, îl urât, crivățul, să vină la noi. De ce? De ce vine el cel urât? Are un nume frumos, e adevărat, crivățul, ce nume frumos, dar e urât, că e friguros. De ce nu stă tot timpul vântul să ne aducă și alte cuvinte frumoase din alte părți? Că dacă tot umblă în toată lumea, păi o să vină și vântul la tine și o să-ți șoptească la ureche și o să-ți spună ție cuvinte și data viitoare o să-ți spună o poveste doar ție ca să ne spui tu nouă povestea care ți-a șoptit-o vântul la ureche. Vrei? Vreau! Ați auzit, copii? Acum o să ne spună vântul și mie o să-mi spune o poveste. Și eu o să vin să vă spun o poveste vouă, data viitoare. La revedere, copii! La revedere, copilași! Ne vedem data viitoare la o altă poveste! Pa, pa!